Bun găsit la Turnul Sfatului TV, invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este medicul Stelian Banciu, managerul Spitalului de Pediatrie din Sibiu. Mulțumesc pentru întâlnire, domnul doctor. Mulțumesc pentru invitație. Mă uitam la un material din mai 2016, atunci când ați preluat interimatul și spuneați că nu vă doriți această funcție, dovadă că pofta vine mâncând, înțeleg. De ce s-au schimbat lucrurile în interesele dumneavoastră, domnul doctor? Pentru că în urma primelor luni de interimat a trebuit să facem niște schimbări de strategie în evoluția spitalului. Am făcut un parteneriat cu societatea civilă, să zicem așa, cu Asociația Mamelor. Parteneriat care punea bazele unei schimbări radicale, schimbare care credeam că o să fie mult mai rapidă. Credeam că în 6 luni de zile niște lucruri pot să fie schimbate, că pot să pui spitalul pe o altă traiectorie și altcineva exact să meargă mai departe. Din păcate, lucrurile n-au fost așa, ritmul este cu totul altfel. Sigur, sunt foarte multe impedimente de toate naturile. Dar care e problema? Nu s-a putut realiza ce v-ați propus sau au intervenit altele? Nu, sunt lucruri enorm de mari. Deci, în primul rând, ne-am dorit o schimbare de mentalitate. Ei, o schimbare de mentalitate nu se poate realiza într-un interval foarte scurt. E nevoie de foarte multă perseverență, de pași mici, ca să putem realiza așa ceva. Ăsta a fost primul deziderat și să schimbăm un picuț filozofia despre spital, adică ce este spitalul de pediatrie. Și noi avem un concept la care ținem enorm de mult, este spitalul copiilor, în care toți ceilalți avem doar îndatoriri, atât noi din interior ca angajați ai spitalului, cât și societatea civilă, la toate nivelurile ei. E foarte greu să reușești să-i armonizezi, să reușești să faci o echipă, să-i stimulezi, mai ales că nu ai niște fonduri disponibile pentru așa ceva. Toate și activitățile se fac prin voluntariat. Bun, acum întrebarea e asta, apropo de mentalități, că probabil mulți la asta se referă și se refereau și când era starea de război la pediatrie. Da. La mentalități, la felul în care se raportează spitalul prin oamenii săi la comunitate și oamenii săi. De câți ani sunteți în spital de pediatrie? Mă gândesc că dinainte de a fi manager. Adică. Da, evident, evident. Cu o pauză de 2 ani jumate, când am fost plecat la Cluj în anii 2005-2007, am fost aici. Aici. Da. Bun. Deci sunt niște altfel zeci spus, de ani. Altfel spus, trebuia, nu știu dacă nu cumva s-a și întâmplat, să se schimbe ceva în mentalul dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră, în primul rând, nu? Sigur că da. Deci fiecare în activitatea noastră se manifestă conform conștiinței lui, profilului psihologic, moral. E foarte greu să uniformizezi. În munca cu copiii este esențial și în general cu pacientul, cu omul bolnav, este esențial să creezi o relație, un parteneriat. Altfel nu ai cum să faci. E o muncă în echipă. Deci nu tratezi neapărat o anumită boală, o răceală, o apendicită, o fractură, ci este un pacient cu probleme mult mai complexe. Asta trebuie să existe lipsia, acest... Nu că lipsea. Adică fiecare medic în felul lui se manifesta și făcea acest lucru. Știți că sunt, cred că marea majoritate. Nu cred că marea problemă era medicul. Nu neapărat. Erau și asistentele, erau și... care erau nemulțumite de salarii, de turele lungi, de orele de muncă. Cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți și să punem, să privim foarte atent relația de ce nevoi au pacienții, ce nevoi au medicii și personalul. Deci fiecare vine ce și se exprimă fiecare vine și se exprimă un pic mai vocal. În domeniul ăsta. Eu am nevoile astea. Dar nu se gândește că și celălalt are niște nevoi și are niște posibilități și să se realizeze acest parteneriat. Uh-huh. La asta mă refer când vorbesc de parteneriat. Și problema, cred că foarte importantă, este și cea de timp. Ca să stabilești o relație, ai nevoie de un picuț de timp. Ei, toată lumea este enorm de nerăbdătoare. În momentul ăla apar scurtcircuitele și încep să iasă câteodată chiar și mici scântei. Sigur, trebuie să fim foarte înțelepți, trebuie să colaborăm, trebuie
trebuie să vorbim. Un lucru care l-am sesizat, îl știam, dar l-am sesizat mult mai bine, este că oamenii mai greu își expun problemele în mod oficial. Preferința este de a discuta în grupuri mici, pe la colțuri, nu într-un mediu organizat. Pentru că sunt foarte multe probleme. Și exact cum ziceam, este Spitalul Copiilor. Invitația este către absolut toți de a identifica probleme. Este primul pas, să vedem ce probleme avem, cum le vede fiecare. Sunt lucruri absolut subiective, dar sunt foarte importante. Așa, și până discutăm, vom găsi și soluțiile. Sigur, pas cu pas, lucrurile întotdeauna sunt într-o evoluție. Bun, s-au făcut, apropo de vorbitul pe la colțuri, s-a făcut pași, spune vocea de la colțuri de stradă. Vă întreb, unde suntem față de momentul 2016? Eu zic că suntem destul de bine. Destul de care bine. Care era atunci problema numărul 1? Aceea a cazării părinților cu... Și a cazării părinților și o lipsă de comunicare. Toți trebuie să devenim mult mai atenți la nevoile și la problemele celuilalt. Pentru că și un spital are probleme. Nu întotdeauna tu poți să-i oferi exact ce își dorește și care sunt așteptările pacientului și aparținătorului, a mămicii. Trebuie să ținem cont și de un aspect enorm de important, care acum vine ca un bumerang și ne atenționează, sau nu numai ne atenționează, ne lovește. O anumită doză de ignoranță. Am depășit niște etape. Am crezut că anumite, să zicem, afecțiuni nu sunt depășite. Cine mai vorbea de rujeolă? Da. Cine mai vorbea? Se punea foarte filozofic problema, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm. Dar rujeola a venit ca un bumerang și ucide. Produce victime. Trebuie să ne oprim și să vedem de fapt ce s-a întâmplat. Cred că toți trebuie să ne punem cenușă în cap. Toți avem probleme, toți am greșit, absolut toți am greșit. Trebuie să ne reevaluăm relațiile dintre noi și a noastră cu EU-ul nostru. Asta e maximul ce se poate întâmpla în cazul rujeolei, de exemplu? Cred că e maximul să mori. Da. Și s-a murit și se moare. Atât și numărul ăsta sau va continua? Nu știu, fenomenul, în trecut cât de mult a contat... Fenomenul nu s-a încheiat. Deci fenomenul rujeolă nu s-a încheiat. Problema care este? Problema este că... lipsa de informație, hai să o luăm așa, lipsa de informație sau o informație ușor denaturată, așa, a făcut ca foarte mulți părinți să nu-și vaccineze copiii. Da? Ok. Ignorând sfaturile medicilor. Poate că și medicii n-au fost suficienți de vocali. Deci noi nu putem să zicem, nu e vina noastră. Ba da, este și vina noastră. N-am fost sau suficienți. Sau pot au avut genul acela de superioritate și în care au spus, da, trebuie, dar fără să explice și motivul pentru care trebuie. Știți, da, aveți. Și oamenii s-au considerat că sunt mult mai inteligenți decât aroganța doctorului. Aveți perfectă dreptate și revenim la momentul 2016, mai 2016, în care eram două tabere, între ghilimele două tabere, nu? Trebuia să fie un marș împotriva personalului spitalului de copii, marșul ăla s-a transformat împreună pentru sănătatea copiilor noștri. Dar acolo a fost dialog, am vorbit ore în șir cu mamele copiilor și am găsit punctele comune. Întotdeauna ele există. Interesul nostru este copilul. Cum vedem interesul ăsta? Din punctul meu de vedere, din punctul celuilalt de vedere și trebuie să le armonizăm. Practic, nicio măsură care o luăm, esențială, să zic, raportată la pacientul nostru, nu o facem fără să discutăm aceste aspecte și cu mamele. Chiar de curând era vorba de regulamentul de ordine interioară, pentru că e obligatoriu, sunt niște reguli, chiar și într-o casă sunt reguli care trebuie respectate și le-am solicitat să-și pună punctul de vedere, ca să găsim exact zona comună și să facem ca lucrurile să meargă mai departe. Două chestiuni și aș vrea, una dintre ele să se refere la rujeolă. Există cazuri în care avem copii afectați care au fost vaccinați? Din câte știu, nu. Nu. Din okay. câte știu, nu. Da. A doua situație. Există pretenții, că nu știu cum să le spun, dar în sensul bun, da. Să se înțeleagă altfel. Există pretenții ale părinților, ale asociației, mă rog, ale mamelor, care realmente nu se pot soluționa? Nu. Pentru că nu se pot. Nu, sincer nu. Poate modul de abordare a problemei. Deci trebuie să identificăm și asta am găsit împreună probleme. Am identificat probleme. Ei, după ce ai identificat bine problema, le-ai și ierarhizat problemele, încerci să cauți soluții. La momentul la care noi vorbim,
Care e prioritatea numărul 1, apropo de un top al problemelor? În relația cu pacienții ale spitalului? În acest spital, un adevărat spital al copiilor, fără probleme de imagine sau de altă natură. Sigur că da. Deci sunt mai multe probleme, să zicem, cam la același nivel ierarhizate. Deci, sigur, avem nevoie de un spital nou. A, bun, asta punct. Știm cu toți. Așa, deci în top ar fi. Așa, și cel mai probabil că o să avem și un spital nou, care o să ne permită, așa, în primul rând, să putem respecta circuitele, să putem face un management adecvat a pacientului. Aici e enorm de important. Aceste circuite funcționale sunt fundamentale. Așa. Dar până în alta, construcția e asta? Sigur că da, sigur că da. Însă eforturile ca să facem ca circuitele astea să funcționeze sunt foarte mari. Consumul de energie este și de bani este enorm de mare. Da. Așa. Deci ăsta ar fi un aspect. Un alt aspect la fel de important este să facem pașii de a ne reforma. Practic, spitalul a trecut printr-o etapă de acreditare. Da? Sunt niște norme. De fapt, este, să zicem, revoluția în sănătate, schimbarea în sănătate. Da? Sunt standarde pe care trebuie să le îndeplinești și care te vor duce, prin implementarea lor, la schimbarea activității, practic, a spitalului. Și deci, a fost în mare parte, da. Sigur, în condițiile în care suntem, în mare parte, da. Deci a fost acreditarea în urmă cu 2 ani, ne pregătim deja pentru reacreditare. Ei, standardele de reacreditare sunt mult mai severe, sunt mult mai aplicate, deci trebuie să le găsim în realitate. Dacă acreditarea a fost, poate, într-o măsură mai mare, o etapă de dosar, acum este o etapă de implementare în realitate. Da, sigur, cu implicarea Ministerului Sănătății. E un proces delicat, dificil, care consumă multă energie. Din păcate, pe lângă activitatea la patul bolnavului a medicului, trebuie să aibă și activitate de acest gen administrativă, ceea ce nu este nici ușor și nici foarte comod. Ați vorbit de spitalul nou. Credeți că dumneavoastră îl veți mai prinde? Da. Nu știu, ca și în activitatea de doctor. Da. Ca și în activitatea de doctor. Da. Deci noi am început să lucrăm la spitalul nou de anul trecut prin schimbarea de mentalitate. Am zis că nu poți să te duci într-o construcție nouă cu aceeași mentalitate. Deci trebuie să începem demersurile și să fim cu piciorul permanent pe accelerație din punctul ăsta de vedere. Da, înțeleg toți colegii noastre asta? Tot mai mulți, da. Tot mai mulți, da. Urmând ca în momentul în care, sigur, condițiile vor fi prielnice, să ne mutăm și într-o casă nouă, pe care o sperăm să vină cât mai repede. Întotdeauna am fost optimist și spuneți-mi, cred că e singura soluție. Se vorbește foarte mult despre asta, nu știu care e cazul la pediatrie, dar ne veți spune dumneavoastră, de lipsa personalului. Oameni care pleacă în străinătate, pe bani, evident, mult mai mulți. Avem problema asta? Se simte? Da, o problemă care cred că nu e suficient de bine rezolvată este problema normării personalului în secțiile de pediatrie, în spitalele de copii. Practic am avea nevoie de o normare mai bună, personal mai mult pentru secțiile ca de număr, copii. Ca număr, nu ca nivel salarial sau? Odată ca număr, sigur. Nivelul salarial e destul de scăzut, nu? Este între cele mai scăzute din Europa și asta se simte, se resimte. Fluctuența personalului de asemenea e destul de mare, dar ce să zic, nu cred că avem probleme esențiale și fundamentale apropo de personal. Am văzut că s-au făcut investiții considerabile în pediatrie în ultima vreme. Poate continua ritmul ăsta? E nevoie să continue ritmul ăsta? Ce se mai poate schimba în afară de pereți și... Oricum o întoarcem până una alta, da. Spațiul rămâne același. Exact. Sigur, s-au făcut eforturi foarte mari și aici aș vrea să mulțumesc primăriei care ne sprijină și întotdeauna a fost foarte atentă la nevoile noastre și foarte prompte. Mulțumim mult de tot din punctul ăsta de vedere. Toate investițiile care s-au făcut au fost cu folos, pentru că practic noi nu ne puteam acredita.
Așa. Ei, pe viitor, sigur, avem niște obiective importante de realizat. Acum trebuie să vedem exact în ce context se vor întâmpla. În locațiile care le avem, într-un nou spital. Vă gândiți foarte serios la un spital, dar orizontul e de peste 5 ani. Dacă începe de acum. Noi suntem optimiști. Evident, activitatea se desfășoară, trebuie să se desfășoare în condiții normale. Deci nu putem neglija acest aspect. Ok. Apropo de investiții, în general, când se vorbește de spitale, nu se vorbește strict de ziduri, zugrăveli și așa mai departe, ci și de dotare. Finanțarea pentru dotări o face, nu știu, spitalul din bani de la casă, ministerul, primăria, cine plătește aparatura, ca să fie mai clar? Din banii spitalului. Okay. Sunt și bani de la primărie, sunt și fonduri de la minister, e ceva ce vă lipsește și ar trebui, fiindcă văzusem, spre exemplu, că și la semimaraton, cred că a alergat, nu știu cât a reușit, da. Răzvan Popa anunțase. Da. Adică e limpede că ceva vă trebuie din moment ce există societatea civilă care se implică în... Deci întotdeauna ai nevoie de ceva, sau ai nevoie să schimbi ceva, nu? Așa, și întotdeauna vei fi și un picuț nemulțumit. Adică trebuie să-ți dorești ceva. Așa. Deci hai să zicem, ca aparatură fundamentală care să ne lipsească, practic nu. Computerul tomograf, care, să zicem, era un element fundamental, este în procesul de achiziție. Deci în acest an îl vom avea. Ca aparatură, eu cred că suntem la un nivel de dotare foarte bun. Nu știu, alte etape. Da, sigur, trebuie acreditat. Da, se acreditează. Deci el va deveni funcțional de la anul, să zicem? Nu, în anul acesta. Ați vorbit de mentalitate, referindu-vă la mentalitatea doctorilor, a personalului de acolo. S-a schimbat foarte mult, și asta ați văzut de-a lungul carierei, mentalitatea pacienților sau părinților pacienților mai degrabă? Sigur. Adică se cere mai mult, cu mai mult tupeu, cu... Nu știu. Există o altfel de relaționare față de personalul medical? Cred că, sigur, toți evoluăm, societatea evoluează și aș putea spune că evoluează într-un sens pozitiv. Relația pe care o avem și comunicarea cu Asociația Mamelor, credeți-mă, e foarte importantă. Practic, lucrurile, cred că, au început să intre pe un făcaș normal, de a ne cunoaște, de a ne înțelege, de a ne ști și limitele, pentru că toți avem limitele și trebuie să le înțelegem. Ați vorbit în 2016, domnul director, despre implicarea voluntarilor, a studenților de la medicină, sub formă de voluntariat. Se întâmplă asta? Se întâmplă. Fenomenul este într-o dinamică pozitivă. Sigur, ne doream să fie mult, mult mai pregnant, mai accentuat, dar cred că eu am fost prea optimist. Dar reținerea oare e din faptul că sunt copii la mijloc și poate, nu știu, și studenții sunt un pic mai reținuți de acolo să fie? Nu știu, posibil. Sigur, programul lor este foarte încărcat și probabil pot să-și aloce mai puțin timp liber. Dar să știți, din ce în ce mai mult, mai ales în perioada vacanței, avem tot mai mulți voluntari. Spuneți-mi o chestiune, că am pomenit despre ea și aș vrea să o clarificăm. La momentul la care noi vorbim, mamele, se pot interna cu copii fără rețineri? Adică, probabil că este o limită de număr, dar... Da. Deci, regula este... pacientul să fie însoțit de aparținător. Da. Deci, ca regulă, dacă este posibil. Dacă este posibil. Asta în funcție de capacitate, de numărul de pacienți internați și foarte important este de ce tip de patologie există. Sunt afecțiuni cu un grad mare de transmisibilitate, boli cu contagiune mare. În momentul ăla se iau măsuri de securitate, măsuri restrictive. Lumea trebuie să înțeleagă, dar, vă spunem, filozofia noastră este de a interna fiecare pacient alături de părintele lui. Da, dacă este posibil, da. Doar în situații în care se pune sub semnul întrebării siguranța copilului. Fizic, capacitatea asta de a găzdui și aparținători mai poate crește sau sunteți la limită? Fizic este la limită. Este la limită, da. Am încercat toate formulele posibile. O curiozitate de final, care pleacă de fapt de la întrebarea din deschiderea emisiunii. Merită să fii director financiar? Financiar? Financiar, da.
Merită? Financiar. Dacă merită financiar să fie. A, financiar dacă merită, mă gândeam dacă merită. Director financiar, da. Financiar, nu. Nu merită, ce? Nu, nu. V-ați, în perioada asta v-ați părăsit pacienții sau mai aveți timp să... Nu, nu, nu mi-am părăsit, de aici mă duc și într-o sală de operații. E un efort în plus, e o sarcină în plus, pe care, știu, dacă a intrat în acest, pot să-i spun, în acest fenomen, trebuie să-l continui, se cere până la un anumit punct. Cât reziști, cât mai ai energie. E o funcție cu mandat, adică de la până la, sau cum e asta? Da, da, este pe o perioadă, pe un mandat de 3 ani. Cu un plan, program. Un plan de management, plan de management. Sigur. Da, e ceva ce nu prea pare a se realiza din planul ăla? Sigur, poate nu în procent de 100%, dar fiecare element trasat în plan trebuie atins, da? Și trebuie dezvoltat. Ce probabil va fi cel mai greu de realizat din planul managerial? Știu, e destul de greu de spus. Poate schimbarea de mentalitate. Asta? Cred că aici e mai greu, pentru că e foarte adâncă. Și acum vorbim de schimbare de mentalitate și cred că ar fi bine să vorbim de, pentru că e vorba de o organizație, nu? Spitalul este o organizație de profilul ei organizațional, nu? Încercăm să mergem spre un profil cât mai, sau mai bine spus, cultura, tipul de cultură organizațională. Încercăm să promovăm acea cultură organizațională în care fiecare să-și asume responsabilități. O cultură a libertății. Fiecare trebuie să fie liber și să-și asume. Nu este un lucru ușor. Credeam la început că va merge mult mai repede. Oferind libertatea, o vor asuma și vor face pași înainte. Însă încă e destul de greu. Cine nu se adaptează, pleacă? Din păcate, suntem într-un sistem de stat destul care de greoi. Se pleacă greu, da. Sigur, se încearcă pe toate căile de a-l stimula, de a-i stimula ca să fie în trendul și spitalului. Poate într-un sistem privat lucrurile ar merge mult mai rapid, mult mai simplu. Reformulez. Cine nu se adaptează ar trebui să plece? Da. Ar trebui să plece. Da, obligatoriu. Director, multă baftă de acum. Mulțumesc. Câți ani de mandat mai aveți? Doi jumate. Da. Ok. Mulțumesc, multă baftă. Eu vă mulțumesc spus. Mult de atât pentru moment, pe curând la Turnul Sfatului TV.